Conform legii de executare a pedepselor, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, la eliberarea din penitenciar deținuților ar trebui să li se preleveze probe biologice care trebuie introduse în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, adică o bază de date cu ADN-ul infractorilor, la care au acces anchetatorii din țară, dar și din străinătate, și care, spun polițiștii, ar ajuta foarte mult în rezolvarea cazurilor. Baza de date, care cuprinde pe lângă celelalte semne particulare și ADN-ul persoanelor care sunt fie eliberate din penitenciar, fie au comis infracțiuni grave, poate ajuta în eventualitatea comiterii unor infracțiuni cu autor necunoscut la identificarea persoanelor care au comis respectivele infracțiuni sau la restrângerea cercului de suspecți. În realitate însă, legea e pusă în practică doar parțial. Cum nu există un regulament clar de aplicare, penitenciarele apelează la alte norme în vigoare pentru a preleva legal probele biologice de la deținuți. Astfel, în ultimul an de la cele 3 pușcării din Craiova au fost introduși în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare în jur de 400 de deținuți, adică mai puțin de jumătate din numărul celor care au fost eliberați. Aceste prelevări se fac pe banii penitenciarului. Probabil că sunt, de asta există și aceste diferențe, se interpretează și dintr-o parte și din alta și se încearcă evitarea efectuării unor cheltuieli suplimentare. Se fac în special la cei periculoși, la cei care prezintă un potențial pericol pentru a fi prinși în bazele de date. În această bază nu sunt introduși doar criminalii sau violatorii, ci și cei condamnați pentru jafuri, fapte de terorism sau propagandă pentru război. În jur de 30.000 de profiluri genetice au fost introduse în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare. Anul trecut, câteva zeci de infractori români au fost prinși în străinătate după ce anchetatorii europeni au accesat baza de date a ADN-urilor infractorilor din țara noastră.